Bună ziua, vă urăm un an bun. Dau citire comunicatului Consiliului de Administrație, după care răspund de la câteva întrebări pe această temă. Analiza indicatorilor macroeconomici atestă continuarea procesului de dezinflație ca efect al scăderii prețurilor volatile, în special cele ale mărfurilor alimentare, asociat celui exercitat de persistența deficitului de cerere agregată și de ameliorarea semnificativă a anticipațiilor inflaționiste. Rata anuală a inflației a coborât la nivelul de 1,83% în luna noiembrie 2013, față de 1,88% în luna precedentă, iar rata inflației de bază, COR2 ajustată, a consemnat valori negative pentru a doua lună consecutiv. În același timp, rata medie anuală a inflației a scăzut la 4,3% în luna noiembrie 2013, față de 4,5% în luna precedentă, iar rata medie anuală a inflației determinată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, indicator relevant pentru asigurarea comparabilității la nivel european și evaluarea procesului de convergență cu Uniunea Europeană, a continuat să se reducă, atingând nivelul de 3,5% în luna noiembrie 2013 față de 3,7% în luna anterioară. Activitatea economică a fost susținută în continuare de exporturi, dar și de o ameliorare marginală a cererii interne pe fondul creșterii consumului final al populației. În același timp, pe partea ofertei, principalele contribuții au fost aduse de anul agricol bun și de producția industrială. Dinamica anuală a creditului total, lei și valută acordat sectorului privat, a rămas însă negativă, în pofida unei relative îmbunătățiri a evoluției împrumuturilor în monedă națională. Scăderea ratelor dobânzilor la creditele noi acordate companiilor și populației, reducerile succesive ale ratei dobânzii de politică monetară și îmbunătățirea condițiilor lichidității pe piața monetară contribuie la o dinamică pozitivă a creditării în monedă națională. Evoluția și perspectivele favorabile ale inflației au permis băncii centrale ajustarea corespunzătoare a conditei politicii monetare pe parcursul anului 2013 și consolidarea mecanismului de transmitere acestuia în condiții compatibile cu ancorarea eficace a anticipațiilor și în paralel cu monitorizarea atentă a evoluțiilor interne și internaționale. Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva continuării scăderii ratei anuale inflației până la niveluri minime istorice în prima jumătate a anului 2014, pe fondul manifestării efectului de bază favorabilă și al impactului recoltei bune din anul 2013. Această evoluție este compatibilă cu previziunile anterioare privind revenirea și menținerea ulterioară a acestei rate în interiorul intervalului de variație din jurul țintei staționare de 2,5%. Riscurile asociate perspectivei pe termen mediu a inflației provin, în principal, din volatilitatea fluxurilor de capital extern în condițiile procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar și ale variabilității apetitului pentru risc al investitorilor asociată inclusiv deciziilor principalilor bănci centrale din lume. Implementarea consecventă a unui mix adecvat al politicilor macroeconomice, în linie cu reperele convenite în cadrul acordului preventiv de finanțare externă încheiat cu instituțiile internaționale, alături de o situație socială și politică echilibrată în anul electoral 2014, vor asigura consolidarea stabilității economiei românești
întărit astfel rezistența acesteia față de șocurile externe. În acest context, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 4% pe an. În consecință, începând cu 9 ianuarie 2014, rata dobânzii aferente facilității de creditare, Lombard, va coborî la nivelul de 6,75% de la 7% pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit va fi de 0,75% pe an. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis totodată continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar. În vederea sprijinirii unui proces sustenabil de creditare și pentru armonizarea mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele în materie ale băncii centrale europene, Consiliul de Administrație al BNR a decis de asemenea reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituțiilor de credit la nivelul de 12% de la 15% și scăderea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută la nivelul de 18% de la 20%. Acestea începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României reiterează că utilizarea judicioasă a tuturor instrumentelor de care dispune Banca Centrală, în condițiile monitorizării atente a evoluțiilor interne și ale mediului economic internațional, este de natură să asigure stabilitatea prețurilor pe termen mediu și stabilitatea financiară. Potrivit calendarului aprobat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație a BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc în data de 4 februarie 2014, când va fi analizat noul raport trimestrial asupra inflației. Acesta este comunicatul. Răspund la câteva întrebări. Bună ziua, Ionuț Băran de la Ziarul Finanțiștii. Domnule guvernator, ce riscuri s-ar fi profilat pentru activitatea economică dacă Banca Națională a României n-ar fi redus rezervele minime obligatorii? Aș spune că ar fi fost niște riscuri cu totul și cu totul deosebite. Și asta, în primul rând, pentru că este evident faptul că în România, în prezent, situația creditării, în special creditarea în valută, dar pe cale de consecință sau prin asociere și cea în lei, depinde încă foarte mult de factori care nu țin de neapărat de condițiile monetare. Depinde de situația din Europa, de procesul de evaluare a activelor care se întâmplă în băncile europene, cele care sunt bănci mame pentru majoritatea subsidiarelor din România, iar pe plan intern de nivelul încă înalt al datorilor pe care întreprinderile și populația din România îl au. Dar în afară de aceste două lucruri și să fără a utiliza cuvântul risc, nu văd aici ar fi cuvântul cel mai potrivit, a spune că întârzierea acestui proces ne îndepărtează, întârzierea procesului de reducere a rezervelor minime obligatorii, ne îndepărtează într-un fel de Europa. După câte știți, noi am rămas cu un nivel înalt al rezervelor, pentru că am plecat de la 40%, de exemplu, nivelul rezervelor în valută, le-am redus în prima perioadă, în 2009-2010, în prima perioadă a crizei. Apoi schimbarea programului și majorarea TVA-ului cu acea buclă lungă inflaționistă ne-a
oprit procesul de relaxare a politicii monetare pentru 2 ani. Rămânând cu un nivel înalt al rezervelor în valută în special, ne îndepărtăm de standardele europene, ne păstrăm o datorie pe termen scurt, aș spune, nejustificat de ridicată, care are implicații și asupra ratingului României. Nimeni nu se uită la faptul că datoria aceasta pe termen scurt are în contrapartidă lichidități care se află în România. Deci se vede faptul că ai 20 de miliarde sau cam atât, nu știu, 18-20 de miliarde datorii pe termen scurt. Și în plus, constituie un element de descurajare a creditării. Cu alte cuvinte, fără să folosesc cuvântul risc, a spune că e mai bine așa cum am procedat în prezent. Mulțumesc. Costin Anghel, B1 TV, legat de inflație, de la 1 ianuarie avem parte de noi taxe, taxa celebră deja pe stâlp, avem acciza amânată deocamdată de 7 eurocenți și noua schimbarea modului de calcul a accizei care a dus la creșterea prețului la carburanți. Toate aceste măsuri fiscale luate de guvern pun în pericol ținta de inflație? Ne putem aștepta la creșteri de prețuri, să zicem, în perioada următoare? În prognoza noastră, așa cum am mai spus, am răspuns la această întrebare și, dacă nu mă înșel, în întâlnirea noastră din luna decembrie, toate aceste măsuri sunt incorporate așa cum am putut să le incorporăm pe baza datelor pe care ni le-a furnizat guvernul. Deci nu există pericolul ratării țintei de inflație sau coridorului de inflație, mai bine zis, în special pentru prima jumătate a anului curent. Dimpotrivă, noi întrevedem ca 6 luni din prezent până prin luna iulie, rata anuală a inflației să rămână extrem de scăzută, undeva între în jurul 1%, ce va fi un nivel istoric scăzut. Deci nu avem un impact negativ. Există, bineînțeles, o influență asupra inflației de undeva 0 și ceva puncte procentuale. Nu mai lansez o cifră pentru că aici calculele sunt extrem de dificil de făcut și trebuie să ai în vedere mai multe elemente. Și nu sunt în aceste calcule, nu cred că sunt semnificative. Important este că dacă punem acest impact în sensul creșterii prețurilor cu ceilalți factori care se menționați în comunicat, per total nu ajungem la mai mult de 1 și ceva rată a inflației. Deci un nivel istoric scăzut. Dacă ați remarcat din citania pe care am făcut-o și studiind ulterior sau privind cu mai mare atenție comunicatul, avem doi indicatori care sunt în continuare ridicați. Este vorba de rata medie anuală a inflației, cea calculată pe baza IPC-ului, indiciului prețurilor de consum românesc, este încă în jur de 4% și cea calculată pe baza indicelui armonizat al Uniunii Europene în jur de 30%. Acestea, de regulă, acești indici care măsoară inflația coboară cu anumită întârziere. Ne așteptăm ca și ei până prin aprilie-mai să ajungă undeva la 2%. Deci în prima jumătate a acestui an vom trăi cu o inflație scăzută, în ciuda măsurilor pe care le-ați menționat dumneavoastră. Mulțumesc. Bună ziua, Paul Angeles cu ProTV. Mai concret, ce vă așteptați să se întâmple cu banii pe care îi vor avea la dispoziție băncile de pe 24? Se vor duce în creditare în condițiile în care specialiștii spun că oricum avem pe piață un exces foarte mare de lichiditate? Excesul de lichiditate este unul general. Noi, ca Bancă Centrală, cu acesta lucrăm. Însă nu putem să nu privim și în interiorul excesului de lichiditate. Este distribuit extrem de neegal. Deci sunt bănci care au un exces masiv de lei,
Altele care s-au antrenat mai mult în procesul de creditare au chiar nevoie de lei. Am avut un caz la sfârșitul lunii decembrie, când o bancă a solicitat acces la liniile de creditare ale Băncii Naționale. N-am mai făcut licitații pe simplu motiv că există acest exces de lichiditate. Deci nu mai era o motivație câtuși de puțin evidentă să oferim lichiditate în piață prin operațiunile de repo la bănci centrale. Ei, cu toate astea, o bancă a venit și a solicitat, conform regulamentului, deci perfect legal, cu garanții în titlul de stat, a solicitat lichiditate pentru perioada de câteva zile. Și la întrebarea de ce, a spus că și-a epuizat liniile de expunere față de alte bănci comerciale. Am dat acest exemplu ca să vedeți că ne uităm și dincolo de cifra globală, care arată într-adevăr undeva între 6 și 8 miliarde de lei exces de lichiditate la nivelul întregului sistem bancar. Dar unele bănci au într-adevăr bani foarte mulți și spre sfârșitul perioadei de rezervă minim obligatorie, aproape că n-au ce să fac cu ei și din acest motiv uneori coboară cu dobânzile chiar sub facilitatea noastră de depozit. Deci am avut dobânzi în piață, cu toate că facilitatea era de 1%, dobânzi în piața monetară sub 1%. Iar altele au nevoie de lichiditate. Măsura pe care am luat-o și care reduce nevoia de lichiditate pentru a fi imobilizată în conturi la Banca Națională de la 15% la 12%, liberează lichiditate pentru toată lumea, deci inclusiv pentru băncile care nu au exces de lichiditate. Într-adevăr, celelalte vor avea un exces și mai mare. Și acum, ce va face fiecare bancă cu lichiditățile suplimentare, cele care nu au avut exces se vor duce mai puțin pe piața monetară, vor continua procesul de creditare, poate într-un ritm mai alert. Creditarea în lei, așa cum am menționat în acest comunicat, este o dinamică pozitivă. Faptul că în total creditul în lei și în valută este însă negativ, se datorează exclusiv creditării în valută. Și poate că diminuarea creditării în valută nu este un lucru rău. Deci unele se vor antrena mai mult în creditare, altele vor gândi mai mult asupra condițiilor de creditare și probabil că vor majora ritmul, pasul cu care vor acorda credite, vor regândi și situația clienților lor. Altele care au datorii de plătit vor face calcule și vor plăti datoriile. Nu suntem deloc împotriva reducerii expunerii băncilor din România față de creditorilor externi, dimpotrivă, așa cum v-am spus, este chiar bine să se reducă datoria, special pe termen scurt, în condițiile actuale. Cred că majoritatea vor gândi condițiile de cost, deci vor face judecăți complexe în funcție de bilanțul fiecăruia între costuri și beneficii, deci de la o situație la alta. Nu aș da o linie directoare. Per total, cred că este o măsură în direcția stimulării creditării. Și a doua întrebare, sunt specialiști care spun că măsurile pe care le-ați luat astăzi vor duce la presiuni spre deprecierea monedei naționale. În normal așa ar trebui să se întâmple. Eu mă tem că nu se va întâmpla și n-am folosit cuvântul mă tem aiurea. Și cu un subînțeles. Și utilizarea, să spunem, excesivă a cuvântului depreciere trebuie, hai să spunem, interpretată puțin și vă răpesc câteva minute pentru asta. De la 4-45 nivelul la care se obișnuise publicul, că ar fi fost un nivel, nu știu, dorit, preferat, vizualizat în televizor,
lei per euro la 4,50 este în jur de 1%, nu? Până și în timpul etalonului aur, o modificare de 1% era absolut normal. Aici, în această limită, plus minus 1%, să mișcă în orice sistem cursul de schimb ca să-și facă datoria minimă. Nu mai avem nici etalon aur, nici sistem bretonuț. Volatilitățile, în mod normal, pot să fie mult mai mari. Deci m-aș feri să folosesc cuvântul depreciere. Da, sfârșit. Asta este. Nu este o evoluție, să zic, în sens de apreciere, este de depreciere. Asta este cuvântul. Lăsăm. Oricum, să zicem, fără să semnific niciun nivel de intervenție sau de altă natură, între 4,40 și 4,50 sunt 2%, nu? Cu mult sub 5%, zonă de echilibru pe care cândva această instituție a încercat să o definească și pe care o reconfirm acum. Practic, aș spune că nici n-ar trebui să ne uităm la asemenea modificări de curs. Sunt normale, ele sunt de natură să bonifice sau să penalizeze anumite mișcări, să încurajeze sau să descurajeze. Într-un cuvânt, să lăsăm cursul să-și facă datoria, pentru că el are un rol economic și e bine să-și facă datoria. Dacă un exces suplimentar referitor la punerea de lichidități în valută suplimentară, cam 500 de milioane se liberează prin reducerea de la 20 la 18% a rezervei minime în valută, nici nu putem să discutăm că asta ar duce la deprecierea leului, dimpotrivă. Ar trebui să spunem cam așa, să micșorează eventuale presiuni asupra leului. Băncile, dacă nu vor să trimită banii aceștia la băncile mamă sau unde în exterior, ce vor face cu asta? Sau vor da credite în valută, ceea ce e mai puțin probabil, sau să vor apuca să vândă această valută pe piața valutară. Și atunci, cum vă spuneam, pericolul este să aprecieze cursul, nu să se deprecieze. Deci pe aceasta excludem. La cealaltă, în lei, a fost un exces de lichiditate cam de 6 miliarde, după 24 de ore se poate mări, sau dimpotrivă. Poate că acum băncile vor gândi mai bine, își vor schimba judecățile, ce să facă cu lei. Deci eu nu văd un pericol iminent de, folosesc alt cuvânt, depreciere semnificativă, haideți să-i spunem așa, a leului. Adică ceva care să prezinte vreo importanță. O precizare, reducerea RMO-urilor la lei va pune pe piață cam ce sumă? Jur de 4 miliarde lei. Mulțumesc. Bună ziua, domnule guvernator, Silviu Pop, Money Channel. Două întrebări, dacă îmi permiteți. În primul și în primul rând, am văzut o serie de modificări de relaxare a politicii monetare din primăvara anului trecut până în prezent. Cât de îngrijorată este Banca Centrală că aceste măsuri ar putea descuraja semnificativ economisirea pe termen mediu și lung? Ce ar trebui să vedem și în urma deciziei de astăzi? Haideți să vă răspund pe rând. Deci aici avem o anumită grijă. Și semnalele noastre au fost către băncile comerciale să nu se repeadă să coboare masiv și precipitat ratele de dobândă la depozite în lei, la instrumentele de economisire în lei. În sfârșit, n-aș putea spune că ne-au ascultat. Deci nu sunt obligate să ne asculte. A fost un mesaj mai degrabă. Eu am continuat spunând că este în interesul lor să-și păstreze surse stabile, cât mai stabile, dacă se poate și pe termen mai îndelungat, de economisire, deci de pasive în moneda națională, în condițiile în care este evident că stimulăm creditarea monedă națională. Se pare că aici au fost mult mai înțelepți, dar nu numai noi îi judecăm, îi judecă piața, îi judecați dumneavoastră ca depozitare. Adică, într-adevăr, s-au repezit,
dacă cuvântul repezit nu este ceva peorativ, poate să fie ceva normal, se reducă mai degrabă la depozitele pe termene mai scurte, la cele pe termene mai îndelungate, au menținut, să spunem, dobânzi atractive. Eu când spun atractiv, spun nu comparativ cu ce a fost înainte în România, că am avut inflație mare în România, o să avem inflație de 1-2% în perioada următoare. Mă refer la ce se întâmplă în prezent în lume. Și în Europa, dacă obții pe un depozit undeva 0,2, 0,3, 0,5%, mulțumești și capul în sus și adresezi mulțumiri intense divinității. Deci, aceasta este lumea în care trăim, este o lume de represiune financiară masivă pe plan mondial și suntem în Europa, nu mai suntem nici izolați, suntem o economie deschisă, nu putem să nu avem în vedere aceste lucruri. Cu alte cuvinte, în ceea ce vrește stimularea economisirii în instrumente pe termen mai îndelungat, aș spune că băncile au procedat corect și oferă depozite încă atractive. Dacă această nouă reducere de 0,25% îi va stimula sau nu să mai apese pe pedală, eventual puțin exagerat pe reducerea dobânzilor în lei, sper că nu, ca să mă exprim mai voalat așa. Eu sper că nu se va întâmpla acest lucru și că, judecând toate lucrurile la un loc, având în vedere toate tendințele, băncile vor găsi calea cea dreaptă. Și calea cea dreaptă este, într-adevăr, să apropie mai mult de clienți, să și cultive, nu? Nu mai e vorba numai de clienții vechi și de clienții noi, să lucreze mai des, să extindă gama de instrumente de creditare, deci cam aceasta este calea cea corectă și, într-adevăr, cum v-am spus, să-și plătească și ele, la rândul lor, datoriile. Au datorii de... sau îndatorat pe plan extern, la băncile mamă, piețele de capital, să-și reconsidere condițiile de creditare. Vom asista la un an cu foarte multe transferuri. Nu va fi un sigur lucru. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Am văzut că inflația Core 2 este în teritoriu negativ, ați spus, pentru a doua lună la rând. Da. De asemenea, inflația va coborî spre 1%. Există îngrijorări în cadrul băncii centrale că inflația este deja prea scăzută și că arată anumite slăbiciuni în economie? Nu, pentru că am subliniat în decembrie, subliniez și acum, este și în comunicat, vom reveni în februarie cu acest lucru. Am spus cuvântul temporar ca să nu... El a fost în comunicatul inițial. Direcțiile de specialitate chiar au insistat. Dacă am greșit, să știți că eu l-am tăiat, această scădere temporară. Am bănuit că nu va fi citit bine. E o reducere substanțială a inflației, însă are o bună parte de contribuție pur statistică. Ceea ce se numește efect de bază. Și acest efect de bază, care înseamnă că în lunile de vară au scăzut prețurile produselor volatile, este aici Ionuț cu vestitul lui articol despre cartofii din rezerva Băncii Naționale. Asta este. Așa este indicele prețurilor de consum. Au scăzut prețul la cartofi, varză, fasole. În vară nu știm dacă se va mai întâmpla acest lucru. Dispare efectul de bază. Avem scăderea prețurilor la pâine. În luna septembrie a contribuit la reducerea inflației cam cu 0,6-0,7%, cred, indicelului prețurilor vechi. În septembrie dispare efectul ăsta. Și, în consecință, nu o să rămânem cu inflație în teritoriul negativ, nu pentru că vom avea inflație, vreau să spun, ci pentru că dispare un efect statistic. Știința economică n-a descoperit alte maniere de a măsura, să spunem, fenomenele economice decât pe baza acestor indici. Nu a apărut nimeni mai deștept să spună palpăm
inflația cu altceva. Mai sunt percepțiile sau anticipațiile inflaționiste. Nu avem piețe secundare, nu avem în domeniul ăsta foarte dezvoltate institutele de sondare a percepției. Eu am primit acest sfat când mi-am început cariera de guvernator, să merg chiar prin piețe, să văd care este sentimentul publicului versus evoluția prețurilor. Și țin minte și acum acest lucru. Să știți că indicii de prețuri nu reflectă întocmai percepția populației. Închei. Nu va dura mult acest, să spunem, acest minus din fața lui COR 2 inflație. Probabil că prin lunile de primăvară-vară să revine în teritoriul pozitiv. Aici aș face într-adevăr un comentariu. Credem că trecând de la o țintă descrescătoare, ne-am scăzut ținta de inflație până la 2,5, a sosit momentul să nu mai uităm la această inflație anuală, adică decembrie pe decembrie, cum ar veni. Cea care acum va fi probabil la sfârșitul anului 1,5-1,6%. Să nu uităm la cea care în prezent este 4%, dar se va duce până în martie, aprilie spre 2%. Adică inflația medie anuală, ea va, nemai având o țintă care merge în jos, ea cred că va surprinde mai bine ceea ce urmărim, ceea ce țintim. Noi țintim de acum înainte o inflație, avem o țintă stabilă, multianuală, și dorim o inflație stabilă. Nu mai dorim o inflație pe care să o dăm în jos. Și atunci vom ieși din, să spunem, capcana acestor variații, pentru că având și un indice al prețurilor de consum cu foarte multe componente volatile, prețurile produselor agroalimentare au încă peste 30% în indicele nostru, ne vom uita la ceva care va coborâ câteodată prea mult. Veți veni dumneavoastră să ne spuneți de ce nu coborâți mai mult rata dobânzii, apoi urcă. E, cu rata dobânzii nu poți să te joci în sus și în jos. Așa. E, atunci să ne uităm la un indice care istoric, o să vedeți, în luna februarie, l-am mai prezentat, este mult mai temperat. Revoluția mult mai temperată. E vorba de indicele prețurilor de consum, că este al nostru sau că este cel armonizat, mediu. Deci media 12 luni pe precedentele 12 luni. Dacă mai este vreo întrebare. Mulțumesc frumos! Bună ziua, Sorin Melenciuc, România TV. V-ați declarat de mai multe ori nemulțumit de modul în care băncile comerciale de la noi se raportează la clienți. Ați sesizat vreo îmbunătățire din acest punct de vedere după ce Banca Națională a relaxat politica monetară în ultimul timp și există suficientă competiție pe piața bancară din România, cu toate că avem 40 de bănci, credeți? Deci băncile fac categoric eforturi. Considerarea ieșirilor mele publice drept nemulțumire, hai să o numesc cu, că este poziția dumneavoastră personală, probabil că așa a simțit-o. Da? Nu i-am tras de urechi, nu m-am dus peste dânsii, mi-am exprimat o opinie din punctul de vedere al acestei instituții. Și am dat și câteva mesaje. Definitiv, noi ne-am asumat niște costuri, așa cum am spus, nu este uzual pentru o bancă centrală să lase lichiditate în piață, așa cum am lăsat noi. Dar vedeți că acest lucru, împreună cu reducerea, cu tendința pe care am impunat-o, reducere sistematică, la fiecare ședință a Consiliului de Administrație a ratei de politică monetară, ratei dobânzii de politică monetară, a dus la reducerea până la urmă și până la urmă n-a însemnat un an, doi sau trei, cum s-a spus aici, până când o să reducă băncile dobânzilor, să treacă ceva. N-au trecut nici 6 luni. Doar prin mai-iunie vorbeam despre încăpățânarea băncilor, despre faptul că nu avem sistem de transmitere a politicii monetare. Păi s-a transmis. Dacă ne uităm la nivelul din prezent al ratei dobânzilor, hai să luăm o medie sau cum vreți dumneavoastră, la creditele acordate comparativ cu luna mai sunt scăderi de câteva procente bune. Da? Deci,
O fi fost și nemulțumire, să zicem, nu? Așa, în calitatea mea de client, să zic, nu prea am, să zic, nu sunt prea des în poziția de debitor al băncilor, dar dacă dumneavoastră ați văzut că eram supărat sau nemulțumit. Dar am vrut să transmit în numele acestei instituții un mesaj, că aceea este direcția în care mergem. De fapt, să și practică. În lume, probabil că și Banca Centrală va proceda la fel. Se numește Forward Guidance. Deci un fel de ghidaj. Anterior, băncile centrale țineau aproape top secret ce vor face în următoarea ședință. Acum, treptat, aproape că spun cu exactitate. Vom continua relaxarea, vom continua să reducem. Da? Cam asta este comentariul meu. Deci, dânsii fac eforturi evidente, le transmitem la început de an să continue, că fac bine ceea ce fac. Înțeleg mai bine și ce face Banca Națională, probabil că au mai multă încredere. Sunt sigur că au avut și motive de neîncredere, că situația se va îmbunătăți. Da? Recăpătarea încrederii este un proces dificil. Eu cred că suntem pe direcția bună și băncile sunt pe direcția bună. Bună ziua, Andra Timu de la Bloomberg. Pentru că menționați tot mai des cuvântul Forward Guidance, vreau să vă întreb dacă ați tras cumva toate gloanțele acum la început de an sau să înțelegem că vor mai urma și alte măsuri. Noi mai avem gloanțe. Dacă vă uitați numai la, cum se zice, peer countries, la țările, suntem că cu rezervele minime obligatorii foarte sus și rata de dobândă este comparativ cu alte țări. Bineînțeles că nu ce se întâmplă în Polonia sau în Ungaria este motivul principal care ne determină să luăm o decizie sau alta. Insist pe acest lucru. Ne uităm la situația economiei românești. Dar cum? Revin. Avem o economie deschisă, ancorată în Uniunea Europeană, cu fluxuri, mișcări libere de capital. Nu putem să nu ne uităm la ce se întâmplă în țările vecine, pentru că, în afară de economia reală, politica monetară trebuie să aibă în vedere și economia nominală. Dacă apar diferențe mari de dobândă, bineînțeles că ele stimulează mișcările de capital. Deci facem politică monetară cu o economie mică deschisă, ca să zic așa, în Uniunea Europeană. Și atunci trebuie să te uiți la ce... Cu alte cuvinte, nu comentez mai mult, uitați-vă la cât sunt rezerve minime obligatorii prin Polonia, în Ungaria, în, să nu mai spun, Cehia, cât sunt la noi și să vedeți că mai avem gloanțe acolo. Dar cadența pașilor va rămâne... Ei, asta e arta. Aici este arta. Aici, dozajul. Dozajul va fi anul trecut ce a făcut România în definitiv, dacă e da. Unu, a plătit vreo 5 sau poate chiar mai mult miliarde de euro din datoriile pe care le avea. Păi, dacă luați ce a scris dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, nu știu ce a scris, dar bănuiesc că nu putea să faceți așa, să fiți chiar o excepție. Începutul lui 2003. Anul acesta România are de plătit numai puțin de 5 miliarde. Să vezi ce o să întâmple. Nu s-au plătit 5 miliarde. Ba, s-a trecut și în banal. Da? Deci am plătit o pare în datorii fără să observe. Am asigurat stabilitatea financiară, nu? În condițiile în care am avut și un necaz micuț, dar care putea să aprindă o scânteie cu băncile cipriote. S-a asigurat stabilitatea prețurilor. Deci, da? Stabilitate financiară, stabilitatea prețurilor. Vrem să menținem și stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară și să contribuim în cadrul mixului de politici, politică fiscală, politică salarială, politici de restructurare, să contribuim și noi cu politica monetară la o creștere economică sustenabilă de durată, nu ăsta este scopul. Legea noastră spune că trebuie să asigurăm stabilitatea. Dar să contribui stabilitatea nu o facem de dragul stabilității, o facem pentru ca ia stabilitatea să fie de asemenea durabilă și stabilitatea este de durată în condițiile în care ai o creștere economică sănătoasă.
Deci la creștere economică sănătoasă suntem parteneri. Dar în ceea ce privește reducerea rezervelor minime pentru valută, e o coincidență faptul că se întâmplă fix în ziua în care Ministerul are prima licitație de titluri de stat în euro? Nu vă temeți totuși că până la urmă acesta va fi trendul și băncile vor prefera să plaseze? Să ne bănuiți de acest lucru dacă stabileam cândva, acum câteva zile, ședința de astăzi. Dar avem stabilită din februarie anul trecut. Dar veți aștepta pentru următoarele măsuri? O capacitate de... Vă ce au gândit în februarie 2013, că pe 8 vor face... Și nici nu. Ați înțeles? Ea intră în vigoare pe 24. 24, păi. Și atunci? Păi, exact pe 24 este licitația de titluri de stat în euro. Aici ne-ați ghicit. Nici nu știam că atunci se face? Da. Așa, foarte bine. Vreau să vă întreb dacă veți o aștepta... O coincidență fericită. Veți aștepta să vedeți o reacție sau modul în care se va transmite această decizie de astăzi până înainte de a lua alte Așa măsuri? Așa facem de fiecare dată. Deci nu ne... De aceea am și reținele mele față de forward guidance. Dacă tot ați început cu asta. Am reținele mele la cazul României. În cazul altor țări este clar. Unde ai semne clare de dezinflație, unde a avut loc și continuă să aibă un proces masiv de dezumflare a prețurilor activelor, de, cu toate că s-au pompat mii de miliarde de dolari, economia nu își revine, acolo poți să faci forward guidance. Da. Noi trebuie să vedem, pentru că, repet, facem o politică monetară în condiții de volatilitate, de fluxuri de capital. Deci intră sau ies 3, 4, 5 miliarde de euro, nu poți să spui că nu are niciun impact asupra economiei românești. Pentru Roma, Londra este o sumă mică, pentru noi poate să fie o sumă mare. Și atunci, tot timpul, vedem, încercăm să anticipăm care vor fi efectele, le evaluăm cât se poate de mult, ne asigurăm și cu bufere, trebuie să recunoaștem. Asta este motivul pentru care avem Am avut și rezerve minime obligatorii mari. Avem încă și o rezervă internațională a României. Nu spun că este excesivă, dar mare. Deci plătim pentru asta. Pentru că nu fructificarea rezervei internaționale nu mai este ce era acum 6-7 ani. Deci la întrebarea dumneavoastră, da, vom urmări cu foarte mare atenție. Este și ultima... sau pe ultimul paragraf, urmări cu foarte mare atenție care sunt efectele, monitorizăm. Cuvânt mai tare decât monitorizare, nu cred că putem să găsim. Monitorizăm ce se întâmplă și reacționăm după aceea. Mulțumesc! Bună ziua și la mulți ani, Sergiu Voicu de la Digi24. Ieri guvernul a suplimentat fondurile pentru programul Prima Casă cu 1,2 miliarde de lei. Cum vedeți interesul pentru acest program în condițiile în care dobânzile la creditele standard ipotecare sunt foarte apropiate de programul Prima Casă? Dobânzile de pe piață vis-a-vis de cele la Prima Casă? Exact. Păi ele sunt, dar Prima Casă, din câte știu eu, puteți că nu m-am uitat la ea, mai are și alte facilități legate de garantare și așa mai departe. Deci eu cred că este un program care poate să fie ca un fel de ancoră pentru stimularea creditării imobiliare, creditării de construcție de locuințe și, să spunem, creditului pe termen îndelungat. Deci nu văd un... Va fi interesul la fel? Va fi interesul la fel de mare pentru acest program în perioada următoare? Aici m-ați prins, nu am făcut chiar o cercetare. Cred că va fi un interes destul de... Depinde de dumneavoastră, tânăra generație, că nu o să-mi iau o casă la bătrâneți. Nu? Am făcut-o, știți bine, m-ați cântat în presă vreo 2 ani de zile. Mi-am cumpărat un apartament. S-au aprobat de asemenea ieri în guvern ca și alte bănci să intre în acest program și alături de aceste 4-5 bănci care vor intra în program sunt trecute și IFN-uri. Nu știu. Luăm credit de la un IFN pentru programul Prima Casă? Nu am apucat să-l prezint, scuze, dar n-am... N-ați apucat să discutați cu reprezentanții guvernului pe acest program? Este un program guvernamental. Discutăm pe liniile mari, nu pe detalii.
Da, cineva a pus o întrebare, scuzați-mă înaintea dumneavoastră, dacă există concurență în piață, 40 de bănci, și mi se pare că nu i-am răspuns. Da, există o concurență mai bună, mai eficientă în prezent, așa cum evaluăm noi. Dacă mai aveți o întrebare, așa? Fondul Monetar Internațional se va întoarce în România după mijlocul acestei luni. În ultima declarație a reprezentanților fondului era trecut că România va trebui să compenseze pierderea venită în bugetul statului de pe urma amânării accizei la carburanți. Ați discutat acest subiect cu executivul? S-au luat în calcul noi taxe și impozite pentru a acoperi această gaură? Nu, încă nu am discutat, în afară discuțiile care au avut loc la președinție, la invitația președinției și a domnului prim-ministru de a participa la acele discuții, nu am mai discutat despre alternative și cred că întrebarea puteți să o puneți la Ministerul de Finanțe și la Guvern, în principal. Da. Mulțumesc. Să aveți o zi bună, continuare, să vă bucurați de anul care a început și de creditele mai ieftine. Mulțumesc!